ați ales un adversar puternic, tare. Da, na, un adversar într-un campionat puternic, până la urmă este un test bun. Au fost și momente în care am jucat destul de bine, am avut ceva ocazii, dar până la urmă calitatea individuală a lor și-a spus cuvântul, pentru că două goluri au plecat de la astfel de acțiuni. Da. Este un prim test. Ce urmăriți în partidele astea amicale? Adică ce vă interesează mai mult? Nu, în general nu mă interesează rezultatele, dar și nu o spun acum că am pierdut. Asta am declarat-o de, încă de când m-am luat de antrenor, dar normal că dacă ai avea rezultate pozitive, asta îți dau moral. Important, în primul rând, este jocul, trebuie să ne recăpătăm ritmul. Vacanța a fost scurtă, perioada de pregătire este scurtă și cel mai mult asta ne dorim, să ne recăpătăm ritmul de competiție. A venit Daniel Niculae pentru Minnesota? Nu știu, eu știu că nu îl vor pe Minnesota, sau cel puțin de acum, pentru că m-a liniștit domnul Bergudi, am vorbit cu el în aeroport, i-am zis nu mi-l lua că m-ai nenorocit și nu, acum ce va fi mai departe, nu știu, asta este, depinde și de Mino, Mino are un contract deja pe masă, trebuie să decidă ceea ce își dorește. Este un jucător exponențial pentru noi, ne-a ajutat foarte mult până acum, credem în el, acum depinde de el. I-ați dat multe minute azi lui Lobruț, urmăriți să își recapete ritmul de... Da, vedeți că l-am pierdut pe Stoica, din păcate. Pare că accidentare destul de gravă. Da, o să vedem zilele astea. Cu Raul, nu neavând rind de competiție, n-a jucat atâta vreme sau a jucat foarte puțin, asta am intenționat, dar sincer, după accidentarea lui Stoica, mi-a fost teamă un pic, dar l-am lăsat până la urmă 90 de minute. Da, este un jucător care ne-a ajutat, un jucător care cu siguranță ne va ajuta. Este bine și pentru el, pentru că vrea să joace, este normal, asta apreciem foarte mult, foarte mult la el. Acum are concurență, nu-i va fi ușor nici lui. Mai urmăresc ceva jucător, mai vreți ceva? Suntem descoperiți la poziția de mijlocaș central, a plecat Babal Hasan, acum nu vrem să luăm nici de dragul de a lua, pentru că este perioada de iarnă și este dificil. La momentul ăsta trebuie să ne, sau eu cel puțin trebuie să mă adaptez, să scot ceva din toată această situație. Toți cei care sunt aici trebuie până la urmă să dea totul. Poate este șansa lui Oroian să joace bine pe poziția aia, pentru că el este un jucător polivalent și eu cred foarte mult în el. Dacă va fi să fie folosit acolo în anumite momente, va juca acolo. Avem soluții. Acum, normal că trebuie să, cum se spune, trebuie să avem și bancă, trebuie să, campionatul este lung, apar meciuri multe, nu vreau, pot apărea suspendările, accentările. Acum, vom vedea. Mulțumim!